a venit și rândul Dariei să îi se facă un număr de striptease, chiar Cornel Păsat s-a ocupat de asta și după ce a fost doar cu Daria, Bogdana era lângă pe scaun, a unit cele două scaune, a pus fetele față în față și el și-a făcut în continuare numărul. Pur și simplu, practic, s-a așezat, s-a întins pe ele, când cu fața la Bogdana, când cu fața la Daria. Era cu capul în poala uneia și cu fundul la cealaltă. Pe Bogdana am văzut-o punându-și mâinile la ochi, dar zâmbind, Daria părea receptivă la acest dans. Erau și fetele pe margine care asistau. A fost ceva intens și destul de îndrăzneț. Dar sperăm că partenerilor o să înțeleagă că a fost vorba despre un număr artistic și nimic mai mult.